Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrean Candu, susține că bugetul țării pentru anul în curs ar putea fi adoptat până cel târziu 20 aprilie. Candu a spus la un post privat de televiziune că în prezent proiectul legii bugetului este în ultima etapă de elaborare la guvern, o decizie a căruia urmează să fie luată în două-trei săptămâni, după care va fi supus dezbaterilor în plenul Parlamentului. Speakerul spune că proiectul bugetului este pe ultima sută de metri. Mai sunt semne de întrebare în privința unor sume care urmează să vină de peste hotare ca împrumuturi sau ca ajutor și în funcție de asta se va lua o decizie, a mai declarat Candu.